Dar cu Alexander Belenov în poartă, Igor Lolo, Zelao, Igor Arma și Maxim Javnercic în defensivă, 5 oameni la mijlocul terenului, care e obicei pentru Petrescu, Dacian Varga, Artur Tlisov, Marcone, Vladislav Kulik și Gigel Bucur. În atac evoluează fostul vârf al lui CFR Cluj, Lasin. Joacă practic Sparta cu una dintre ultimele șanse la rămânerea în prima ligă rusă. Minge în careul lui Belenov, primul la acel balon. Să-și monteze extraordinar jucătorii Petrescu. Gigel Bucur poate șuta. Bucur! Sunt distanțe foarte mari, evident, între orașe în Rusia. Deplasarea de la Krasnodar până la capitala Republicii, Kabardino-Bakare. Nalcic nu este foarte mare. Traore, în care o lade foarte bine nici Grinev. Ocazie de contraatac pentru Cuban cu Gigel Bucur, plecat în viteză, un culoar pentru Lasina Traore. Ivorianul șutează, gol! Lasina Traore a văzut culoarul, a văzut oportunitatea și l-a executat pe Fredriksson. Un șut la colțul scurt, asta este uimitor, este colțul pe care Fredriksson ieșise. Al 11-lea gol pentru Lasina Traore în acest sezon de campionat în Rusia. Și asta în condițiile în care au fost foarte multe meciuri pe care Lasina Traore le-a petrecut pe bancă. Iată golul. Iată golul și iată spațiul pe care Otto Fredriksson nu este capabil să-l acopere. Execuție din... Se întoarce Rukaya, un șut surprinzător, blochează foarte bine. 2010 de la Krylia Sovietov, om de bază în viziunea lui Petrescu. Pilipciuc convinge bună în careul lui Belenov, însă din nou plasament. Lovitura liberă, probabil că după această fază va fluiera finalul reprizei Arslabenkov. Pilipciuc, televiziunea din Rusia ratează faza, se concentraseră pe... acea tabelă de la marginea terenului pe care cel de-al patrulea oficial arată minutul de prelungire arătat pentru această, cu avantajul său minim la cabine. Același Pilipciuc, aproape de 1-1. Artur Tlisov deposedat, însă și ocazie de contraatac pentru Sparta cu sprintul lui Rukaya, centrare bună la colțul lung, cea mai mare ocazie prinse de acest mijlocaș rus de 26 de ani. Haideți să-l vedem în schimb pe tânărul Mitrișev. Mitrișev cu doi adversari în față. Mitrișev! Șut la colțul scurt, șut la vinclu. Responsabil pentru aceste faze fixe Varga. Minge la colțul scurt. Îndepărtat de lângă minge. A preluat banderola de capitan după ieșirea lui Djurjovic. Pe ambele echipe în acea zonă, minge întoarsă pentru un șut dezamăgit. Kulik nu văzuse foarte bine adversarul său, Belenov aproape. Se află doi jucători de lui Spartak, atât Pilipciuc cât și Grinev. Pilipciuc, un șut în zidul lui Cuban. Așadar, a 13-a victorie a lui Dan Petrescu în acest sezon de Primă Ligă Rusă, în acest sezon regulat de Primă Ligă Rusă, pentru că va urma și play-off-ul. Aici se fluieră finalul partidei. Spartak Nalcic, Cuban Krasnodar, 0-1. Echipa lui Dan Petrescu cu Dacian Varga, Gigel Bucur și Lasin.